Bună ziua și bun găsit la Secretele Frumuseții. De-a lungul câtorva ani a fost manager în domeniul frumuseții, a avut privilegiul de a experimenta și înțelege în profunzime ceea ce înseamnă responsabilitatea. Denisia ne spune că a fi responsabil în acest domeniu implică mult mai mult decât simpla conducere a unei echipe sau gestionarea unei sarcini zilnice. În primul rând, responsabilitatea înseamnă a fi un lider model pentru echipa ta. Dar despre toate aceste aspecte ne va vorbi Denisia Țurcan, invitata mea de astăzi. Bună ziua, Denisia, și mulțumesc că ai acceptat să te afli aici astăzi. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație, bine v-am găsit. Ești foarte drăguță, stă foarte bine roșu și ești mulțumesc. Foarte frumoasă. Hai să vorbim puțin despre activitatea ta. Tu ești manager în domeniul beauty și pe parcursul acestui interviu o să discutăm despre activitatea pe care tu o ai. În primul și în primul rând, aș vrea să te întreb, cine este Denisia? Cine este Denisia? Este un om, un om pe care eu îl consider a fi un om simplu, un om cu credință, în primul rând. Pun foarte mult accent pe acest lucru. Și, într-adevăr, am o afacere proprie. Sunt manager în cadrul acesteia. Am deschis firma când aveam 22 de ani. Părinții mei n-au știut de acest lucru. Efectiv, eu m-am dus, mi-am deschis firma, mi-am înregistrat actele, m-am dus la părinții mei acasă, ok, eu îmi fac salon de frumusețare. Și toate lucrurile au curs așa frumos. Avem 5 ani de când avem această activitate și suntem mulțumiți de ceea ce... Ești singură în toată această Sunt singură, afacere. Dar am vorbit la plural, pentru că fără echipa mea nu aș fi nimic. Eu pun foarte mult accent pe oamenii pe care i-am alături. De-a lungul timpului, într-adevăr, am avut și oameni mai care puțin mai puțin pregătiți și se întâmplă să nu rezonezi cu toată lumea și atunci ne-am despărțit pe parcurs. Dar am rămas cu unii din cei mai buni oameni și cei mai devotați și cei mai profesioniști. Am înțeles. Despre câte persoane ar fi vorba în echipa pe care tu ai? Am momentan 4 persoane. Am fost în trecut chiar și 7. Dar, într-adevăr, de-a lungul timpului s-a întâmplat să ne despărțim. Unii s-au privatizat, le-am urat succes. Sunt omul... care își încurajează foarte mult oamenii. În momentul în care unii... aleg o altă cale. Exact, din contră îi susțin. Da. Și chiar le spun, uite, haide să te învăț unele lucruri pe care și eu le-am învățat pe parcurs. Pentru că pe mine nu m-a învățat nimeni. Eu am învățat din greșelile pe care le-am făcut, poate uneori. Și e destul de greu să-ți pui o astfel de afacere pe picioare și să te descurci, să spui că e ușor. Nu e ușor. Nu e ușor și o zic și eu din propria experiență. Ce servicii oferi în salonul tău? Aș vrea să discutăm despre fiecare în parte și în același timp să facem și o mică caracterizare a echipei tale, să ne spui despre fiecare în parte ce poziție ocupă și dacă sunt, din punctul tău de vedere, profesional, cer scuze, am emoții, profesionali. Ok. Da, aș putea începe cu faptul că noi oferim orice fel de serviciu pentru doamne, cât și pentru domni. Avem partea de coafor, partea de cosmetică, unde la cosmetică avem chiar și epilarea definitivă, avem tratamente faciale, am investit, pot să spun, cea mai mare parte din investiția pe care am realizat-o în salon este pe partea de cosmetică, pentru că am vrut cele mai bune aparate în materie de tratamente faciale, de tot ceea ce a însemnat chiar și epilarea definitivă. Am investit destul de mult în acel aparat. Urmează să aducem în salon un nou serviciu remodelare corporală. Nu o să dau numele aparatului, dar este cel mai bun echipament la ora actuală din România. De chiar a primit generație. Acum câteva zile un premiu pentru considerat cel mai bun echipament. Felicitări. Mulțumim frumos și atunci consider că serviciile noastre sunt într-adevăr de înaltă calitate.
Care sunt principalele responsabilități și roluri pe care le îndepliniți ca și beauty manager? Principalele roluri ar fi, într-adevăr, crearea de oferte, consultanța cu clienții, pentru că mie îmi place să țin o strânsă legătură. Nu sunt genul de persoană care îmi vine o clientă în salon și eu sunt doar manager sau proprietar de salon și fetele să se ocupe de tot. Nu, îmi place să țin o strânsă legătură cu clientele mele. Drept urmare, vorbim la telefon, uneori fac și eu programări pe Facebook, îmi scriu când vor ceva, dacă se întâmplă ceva la fel îmi scriu mie, deci țin o strânsă legătură și le consider, de ce nu, ca o familie cu toții, chiar și echipa, chiar și clientele mele sunt persoanele pe care le admir, le respect și ținem o strânsă legătură. Cum te asiguri că viziunea și direcția estetică a companiei sunt integrate în toate aspectele de beauty, inclusiv produse, marketing și campanii? Aici, într-adevăr, am o echipă în spate. Nu am cum, ca și proprietar, să cunosc chiar toate domeniile, cu toate că de-a lungul timpului am făcut fel și fel de cursuri, de la a cunoaște fiecare domeniu, chiar dacă nu am activat în el. M-am dus la fiecare domeniu din salon, la un curs de bază, am învățat ce necesită, asta pentru a-mi fi ușor să-mi selectez corespunzător personalul. Cum spuneam, în spatele acestor informații stă o echipă care ei fac efectiv o analiză a ceea ce trebuie să facem noi, să realizăm. Din punct de vedere al marketingului, al reclamelor, al tuturor ceea ce ține de promovarea acestui brand. Deci ei îmi sunt de foarte mare ajutor, le mulțumesc pe această cale și consider că într-adevăr reprezintă ceva important. Cum rămâi la curent cu noile tendințe și inovații din industria frumuseții? Îmi analizez foarte bine concurența. Și mai place să fac ceva. Nu mă uit niciodată la noi. Mă uit într-adevăr la concurența pe parte de beauty, dar nu de la noi din oraș, ci îmi place să studiez piața din București, acolo unde știm cu toții că excelența în beauty este destul de amplă și fac destul de mult o analiză a saloanelor de acolo. Aduc ceea ce își creează ei, uneori și ca și oferte și ca mai multe. Consider că e o concurență destul de mare în acest domeniu? Este, într-adevăr. Este o concurență mare și o să îți spun și de ce. Pentru că este un domeniu în care, într-adevăr, în timp ai de câștigat, câștigi destul de bine financiar. Și suntem oameni, cu toții ne dorim mai mult, așa că la un moment dat, cum ți-am menționat și la începutul acestei emisiuni, au tendința oamenii să-și facă pe cont propriu astfel de business-uri și așa mai departe. Dar meseria ta de bază este alta sau... Meseria mea de bază, da, a fost alta până să... Am deschis salonul, am fost interpret, solist, interpretă de muzică populară, am școala populară de arte absolvită, pe secția canto clasic, am făcut chiar ore particulare la o școală privată de aici, din Iași, am mers la evenimente timp de 4-5 ani și totodată așa mi-a venit și ideea unui business în frumusețe. Să-ți explic și cum, cântând la nunți, într-adevăr observam că cele mai frumoase femei erau admirate, știi? Și atunci mă gândeam, am zis, wow, ok, vreau să-mi fac și o afacere care să fie pe lângă ceea ce realizam eu cântând. Și așa că mi-am propus să aduc pe piață, în Iași, ceva care să ajute la înfrumusețarea doamnelor. Pentru că am văzut că asta era esențial, efectiv, la un eveniment. Da. Știi și tu, probabil, te uiți. Dacă ar fi camera aceasta plină,
și ar intra o doamnă foarte frumoasă și cochetă și pregătită, cu siguranță ea ar atrage priviri. Iar pentru a fi așa, trebuie să treci prin anumite etape de înfrumusețare. Și de aici a luat cumva pornire această idee de business. Am zis că asta am să fac și totodată, având calități artistice, m-a ajutat destul de mult să pun în picioare acest business. Și totodată și la ideile pe care le am, crede-mă că uneori efectiv mă gândesc seara, ok, mâine o să fac asta, o să aduc asta. Și m-am gândit la câteva chestii uneori pe care, nu știu, alte persoane din domeniu, și ca și antreprenori sau proprietari de saloane, nu s-ar fi gândit. Deci chiar la un moment dat am primit multe felicitări de la o persoană importantă, care are o aplicație foarte importantă, și a zis, wow, noi nu ne-am gândit la așa ceva. Dacă tu ai astfel de idei, înseamnă că e bine unde ești și ce faci. Este vorba despre Alexandra. Da, Și într-adevăr, oricum știu că ești o femeie de succes, pentru că ea mi-te-a recomandat. Și de aceea mi-am și dorit să te aduc în emisiune. Dar să terminăm și subiectul pe care tocmai l-am început. Spune-mi, tu ai avut și propria ta formație, dacă tot ai... Am avut într-adevăr o formație în momentul în care am locuit în Botoșani, pentru că eu deloc sunt din Botoșani. Și eu tot de acolo. Ok. Atunci, da, în perioada liceului eu am cântat, de când eram în clasa 9 până în clasa 12, după care terminând liceul, m-am mutat aici în Iași și nu am mai colaborat cu formația respectivă, dar în schimb, pentru a nu pierde ceea ce am strâns de-a lungul timpului în domeniul muzical, am preferat să fac o școală privată de muzică și continuam cu ore de canto private și ore de pian. Am făcut chiar și pian. Foarte frumos. Ești foarte talentată. Mulțumesc. Și sunt sigură că ai și alte activități de care încă nu știu. Dar pe parcursul acestui interviu o să discutăm strict despre meseria pe care o ai și poate pe viitor o să discutăm și despre restul. Sigur că da. Spune-mi, cum rămâi la curent cu toate tendințele și inovațiile? Astea te-am întrebat. Da. Dar ca să-ți coordonezi echipa pe care tu ai în spate și de a obține rezultate de succes, cum procedezi? Pentru a-mi coordona echipa? Da. Cum îți spuneam, am ales cei mai buni oameni și credem că de-a lungul timpului, fiind foarte deschisă cu acei oameni, adică eu nu-i privesc ca și angajați. Ca pe niște angajați, da. Eu merg acolo, vorbesc cu ei, uite, ce facem astăzi, ce mai punem în practică, la ce v-ați mai gândit, pe la ce cursuri vreți să mai mergeți, spuneți-mi voi pe cine ați văzut că e respectiv în trend, să mergeți acolo, să finalizați curs, să faceți seminarii. Compania susține foarte mult și aceste lucruri. Deci, cel puțin pe parte de cursuri, ne deplasăm chiar și de 3 ori pe an la București, acolo unde facem cursuri. Acum 2 zile am încheiat un curs cu trainer veniți din București la noi în salon pentru a face curs de tunsor și colorimetrie pe parte de balaiaj, care este foarte căutat. Da, da, da. Așa, și atunci ne descurcăm cu partea aceasta. Ei sunt foarte apropiați de mine și eu foarte apropiați de ei. Asta este tot, adică ce contează. E o legătură așa mai specială. Nu angajat șef, nu le impun. Ele știu ce au de făcut și uneori crede-mă că poate am zile în care, nu știu, îmi iau o pauză, că am nevoie și eu de pauză, și ele știu ce au de făcut. Și nu doar că nu s-ar descurca, dar efectiv nu mă sună, iar eu a doua zi când ajung în salon, lucrurile sunt ca la carte. Exact, ca și cum aș fi fost acolo. Dar cum te asiguri că produsele și serviciile oferite de companie sunt de cea mai bună calitate? Pentru că am cumpărat de la cei mai buni distribuitori. În momentul în care mi-am achiziționat aparatele pe partea de cosmetică, am luat de la firma care era la acea vreme, în 2018, prima firmă din România pe partea de vânzări de aparatură
profesională pentru saloane. Ulterior au mai apărut și altele, nu pot să neg faptul că avem mai multe colaborări cu diverse firme, diversi distribuitori, dar mereu mi-a plăcut să colaborez cu acei oameni care pot avea o legătură specială. Acei oameni care n-au văzut, cum să-ți explic, ca și agent de vânzări, vii, îmi vinzi un lucru, dar de fapt tu nu mă ajuți și îți vezi doar scopul de a-mi vinde de ceva. Da, vinde și atât. Exact. Am avut oameni care m-au susținut, am avut oameni care în momentele mai dificile ale salonului, că sunt luni și luni, știi că în domeniu nu toate lunile sunt wow. Da. Am avut oameni care veneau și îmi spuneau, ok, uite, fii atent, îți oferim noi asta gratis, oferă la cliente asta, uite, te sprijinim, uite, trimite fetele la cursuri, îți oferim și cazare pentru ele în București și așa mai departe. Adică eu am diverse beneficii din partea lor și chiar le mulțumesc pe această cale și n-am cum să fiu altfel decât recunoscătoare, pentru că într-adevăr sunt susținută de oamenii aceștia și eu leg legături cu oamenii pe care îi consider pe aceeași lungime de undă. Nu au pus accent doar pe partea financiară. Exact. Și încearcă să ajute și pe partea cu acele cursuri. Automat. Și obligat ne ajută și pe noi. Cum colaborezi cu alte departamente? Îmi cer scuze, nu mi-a trecut emoțiile. Cum ar fi marketingul și vânzările? Pentru a crea și implementa strategii de marketing. Aici, într-adevăr, îți menționasem că avem o echipă pe parte de marketing care ne oferă diverse sfaturi. Ei fac analiză, ceea ce funcționează la ora actuală, în ce ar trebui să investim, ce fel de oferte ar trebui să creăm. Totodată și noi, fiind în salon, discutăm cu clientele foarte mult. Sunt importante feedback-urile. Noi avem recenzii foarte bune din partea clientelor și chiar le mulțumesc că ne-au trecut pragul și că au fost mulțumite. Și le mulțumesc totodată și pentru timpul acordat unei recenzii, pentru că știi, sunt persoane care nu își pierd timpul sau spun, o să las data viitoare. Da. Dar eu am avut parte de acele cliente care au apreciat munca noastră, au apreciat ceea ce am făcut noi ca și salon și efectiv s-au comportat ca atare și au furat din timpul lor pentru a ne susține în acest business. Da, pentru că feedback-ul clientelor contează foarte mult pentru noi. Foarte mult. Și eu la rândul meu fac același lucru după fiecare ședință de machiaj pe care o ofer. Le cer clientelor mele să îmi ofere un feedback pentru a ajuta mai departe. Și am rugămintea ca toate persoanele să facă treaba asta pentru că este pentru ajutorul nostru. Dar spune-mi, te rog, care sunt principalele provocări cu care te confrunți tu ca beauty manager? Dacă ai trecut și prin situații mai puțin plăcute sau... Da, le-am avut în trecut, într-adevăr. Am avut persoane pe care efectiv nu puteam să contez activitățile pe care le făceau. Să-ți dau un exemplu de întâmplare mai tristă. Am plecat cu fetele din salon la București la un curs, lăsând-o doar pe fata care se ocupa de manicură, cu programări full, poziție întreagă. Și eram în București, efectiv m-a sunat clienta că este la ușă, iar salonul este închis. O întâmplare foarte neplăcută. Deci nu știam efectiv cum să reacționez. Mă aflam în București, nu puteam să fac nimic. Am sunat-o pe fată, nu mi-a răspuns la telefon. După 5 minute primesc mesaj și spune că colaborarea noastră se încheie. Și nu o să vin astăzi să efectuez acele programări. Gândește-te că următoarele cliente, ok, am trimis pe cineva, a deschis salonul, a stat la recepția salonului, a primit fiecare client, a explicat situația. Am avut parte la fel de cliente înțelegătoare, doar că acea clientă care efectiv ajunsese și s-a trezit cu salonul închis, ușa închisă, îți dai seama că noi am primit o recenzie într-adevăr negativă, chiar cred că este și singura noastră recenzie negativă,
că automat a fost o persoană care a venit la noi, a făcut un drum, nu era o situație, dar era o situație efectiv neprevăzută. Nu aveam de unde să știu că fata nu va veni, că nu va deschide și mai ales că nu va răspunde la telefon și îmi va trimite un simplu mesaj prin care îmi spune eu nu mai vin de astăzi. Și sunt sigură că nu sunt singurul antreprenor și singura proprietară de salon care s-a confruntat cu astfel de chestii. Pentru că nu putem mulțumi pe toată lumea. Într-adevăr. Și chiar dacă nu s-ar fi întâmplat să oprească colaborarea cu salonul domnișoara care tocmai lucrase la tine, oricum sunt persoane pe care nu le poți mulțumi. Oricât de bun ai fi. De aceea nu trebuie să ne descurajăm pentru un feedback negativ, pentru că toată lumea l-are, sunt convinsă. Dar cum evaluezi succesul și impactul companiilor și inițiativelor de beauty? Sau dacă există anumite metode sau indicatori cheie pe care le utilizezi tu ca și beauty manager? Da, au fost foarte multe evenimente la care noi ne-am înscris ca și sponsori. Eu prin asta consider că te promovezi. Mă promovez, da. Aduce succesul unei companii. Am fost la festivale destul de mari, cunoscute în Iași, chiar și anul acesta participă. Păi înseamnă că ne vom întâlni și știu despre ce este vorba. Am mai fost de-a lungul timpului și la evenimente destul de mari, acolo unde se adunau toți cei care activau în beauty, toți patronii de saloane, toți hairstyliștii și așa mai departe. Eu apreciez astfel de evenimente și nu evit sub nicio formă să mă înscriu de fiecare dată când ceva nou apare și are legătură cu domeniul acesta. Dar ai un sfat sau o recomandare pentru cineva care dorește o carieră în această industrie a frumuseții? Da, și aveam un sfat, la fel cum am făcut și eu. Ar trebui să știe de la A la Z cu ce se mănâncă, mai exact, acest domeniu. Nu e suficient să fii antreprenor și să cunoști unele, să spunem, detalii. Ca antreprenor, nu trebuie să cunoști doar un singur domeniu. Așa ai putea fi angajat. Dacă ai cunoaște un singur domeniu, te axezi doar pe acel lucru. Ca antreprenor este mult mai greu. Trebuie să știi, într-adevăr, marketing, trebuie să știi efectiv să gestionezi o afacere, trebuie să fii și un mini contabil câteodată, pentru că trebuie să analizezi lucrurile. Poate unii oameni greșesc și tu când ai informația, atunci știi ce e bine și ce nu. Și într-adevăr sfătuiesc pe toți cei care ar dori să devină antreprenori în acest domeniu să studieze orice sector pe care își dorește să-l introducă în salonul său. Dar care ar fi principala responsabilitatea unui beauty manager? Principala responsabilitate? Da, principala ta responsabilitate ca și beauty manager. Care ar fi? Să îmi țin oamenii alături de mine, pentru că, cum ți-am menționat, echipa este foarte importantă. Dacă eu nu aș avea echipa pe care o am în prezent, eu n-aș fi Denisia Țurcan, manager la respectivul salon, și nici n-aș mai avea această afacere. Iar dacă mi-aș aduce oameni care nu ar fi calificați și nu ar fi buni, cu siguranță nu ar exista business. Deci principala caracteristică a mea este să interacționez foarte, foarte bine cu echipa mea. Acest lucru este foarte important într-un business. Dar cum îți menții la curent, cum te menții la curent cu noile tendințe în tot ce ține de acest domeniu? Aici ne ajută distribuitorii noștri. Ei automat, în momentul în care lansează un produs nou, fac anumite lansări de aparatură, de tot ce este nou în acest domeniu, ne anunță, ne prezintă, se fac traininguri, învățăm cum să folosim acel produs și totul este ca la carte. Iar eu am o foarte mare încredere în oamenii care am legat colaborări de-a lungul timpului.
Mi-am ales câțiva distribuitori, dar, cum ți-am menționat la începutul emisiunii, foarte apropiați mie. Eu nu am o legătură efectiv de business, să ne vindem sau să fim parteneri și atât. Nu, am numărul personal chiar și al doamnei director care are compania, care distribuie produse și pot suna la orice oră și vorbim amical, uite, am nevoie de acest lucru. Adică asta încerc să-ți spun, că nu am oameni care să-și fi trimis agenții de vânzări și să fi spus ok, du-te la salonul respectiv și vinde-le produsele astea. Nu, am legat niște colaborări și niște legături atât de speciale încât pot discuta chiar și cu persoana care deține compania respectivă la orice oră. Și asta e ceva important pentru mine, pentru că cu astfel de oameni, într-adevăr, pot colabora și pot susține un business pe termen lung. Hai să facem o mică paranteză. Uite, dacă tot lucrezi în această industrie, cum vezi tu promovarea online? Crezi că are o importanță mare față de pentru ceea ce facem noi în acest domeniu? Este, dacă mă întreb pe mine, primul. Deci, primul punct care trebuie marcat într-un business. Promovare. Este unul din cele mai importante aspecte. Și o să-ți dau și un exemplu. Noi am avut locația salonului când am început, într-un spațiu care avea 56 de metri pătrați. Am știut unde să investim în reclame și totodată am spus că am fost ajutați de acea echipă care se ocupă de oferte de marketing și de lucrurile acestea. Iar după doar 8 luni de zile, datorită faptului că am fost căutați ca și salon și am oferit servicii de calitate, ne-am mutat într-un spațiu cu o suprafață dublă. Deci gândește că eu am deschis un salon și la 8 luni de zile, când nici măcar nu ești pe profit, adică mulți antreprenori așteaptă poate un an, poate 2 ani până să ajungă pe zero, la 8 luni de zile noi efectiv ne-am mutat într-o locație de 2 ori mai mare, cu parcare privată, adică avem într-adevăr acum niște condiții, am creat mai multe locuri de muncă, mai multe posturi de lucru și așa mai departe. Și într-adevăr ne-am făcut un spațiu destul de elegant, acum dechisit, adică cine este curios poate trece. Da, ne poți spune și unde se află locația ta, pe ce stradă, poate sunt interesate doamnele. Sigur că da, locația noastră se află pe Bulevardul Nicolae Iorga, lângă pasajul Nicolina, unde este parcarea mare de sub pasaj și tot acolo se află și biserica respectivă, ca și punct de reper. Am înțeles. De ce ar trebui să-ți calce domnișoarele pragul salonului? Ce ai tu aparte față de celelalte saloane? Ce avem aparte? Găsești oameni interesanți la noi, găsești oameni care întotdeauna vor asculta ceea ce vor clientele să spună, adică nu te așezi pe un scaun, ți se face părul și atât. Interacționezi, spui o glumă, servești o cafea, sunt lucruri și să-ți mai spun un mic detaliu. Uite, pentru că am ținut cont de faptul că o clientă la un vopsit, spre exemplu, stă foarte multe ore în salon, noi oferim efectiv, chiar le-am spus fetelor, ok, hai să facem ceva, ne gândim la ceva esențial, a fost o idee de-a mea pe care n-am auzit-o în un salon. Sper să nu greșesc, dar eu zic că spun că la chestia aceasta. Oferim o masă, la modul că dacă clienta mie îmi stă în salon 5-6 ore la un vopsit și îți dai seama, da, în 5-6 ore, automat, poate să nu ți se facă rău de la soluțiile respective, da, de la, sunt mulți factori, atunci poate anunța frumos fetele, îi se plătește masa, servește masa la noi în salon și totul este ok. Adică punem foarte mult accent pe lucrurile acestea. Așa că, pe lângă acest lucru, avem cu siguranță multe oferte, cărdulețe, etichete răzuibile, crede-mă, m-am gândit la orice chestie. Da, observ. Da. Conceptul cu masa pe care oferi clientelor. Nu l-ai auzit? Nu, n-am mai auzit, okay. Dar însă sună foarte bine. Cum îți coordonezi tu echipa de profesioniști și ce strategii utilizezi pentru a obține rezultate cât mai bune? Eu îi organizez efectiv.
oferindu-le acele cursuri împreună cu colaboratorii pe care îi are salonul, pentru că pun foarte mult accent ca ei să fie în temă cu tot ceea ce este nou pe piață, cu acea tendință, cum spuneai și tu. Deci ar trebui să știm întotdeauna unde trebuie să ne situăm și ce ar trebui să facem ca clienta să fie mulțumită. Care sunt principalele aspecte pe care le evaluezi atunci când decizi să colaborezi cu un brand renumit sau să promovezi un produs în cadrul publicației sau companiei tale? Am menționat că este important legătura pe care o creezi de la bun început cu cei care distribuie acel produs. Am avut și oameni, îți spun sincer, pe care i-am refuzat. Și am avut oameni cu care chiar m-am certat. Adică, îți spun sincer, că am avut un reprezentant de vânzări care la un moment dat mi-a spus că nu am eu ani în buletin cât are el de vânzări, știi? Și am zis, ok, e în regulă. De ce? Pentru că cerusem o listă de prețuri și pentru că domnul nu dorea să mi-o furnizeze înainte să aibă o întrevedere cu mine. Și mie mi se pare normal, da, că din moment ce mie îmi răpești timp, jumătate de oră, o oră, pentru mine este important, pentru că nu am o viață lejeră în care să-mi permis să stau degeaba, să îmi prezint o listă de prețuri, eu să o analizez foarte bine și după care să iau o decizie dacă eu colaborez sau nu cu tine. Iar domnul se gândea că îi voi lua lista de prețuri și o voi duce la competiție, știi? Și chiar mi-a zis, cu sigur asta vreți să faceți. Și, na, nu s-a putut lega o colaborare acolo sub nicio formă. Dar cum integrezi noțiuni de sustenabilitate și etică în munca ta ca și beauty manager? Și dacă există anumite practici pe care le consideri importante în industria frumuseții de astăzi? Anumite tactici. Ce anume faci tu ca și beauty manager în această industrie? Adică ce consideri tu că este mai important în această industrie? Nu ar putea fi doar un singur punct important, pentru că, cum am spus, ele sunt mai multe subpuncte, de la personal până la brandul pe care îl folosim, la realizarea serviciilor, de la marketingul pe care îl avem, ofertele respective, până la clienții care ne pășesc pragul. Adică am și chestia aceasta cum selectez clienții. Că... Asta voiam să întreb acum. Da. Îți selectez clienții? Am tot felul de prețuri. Prețuri care sunt accesibile și pentru cei care sunt studenți și pentru cei care au o situație financiară foarte bună. M-am gândit la toată lumea. Nu mi-am făcut un salon care să fie doar pentru doamne cu bani, da, sau doar pentru persoane care, să spunem, nu sunt. Dar în același timp îmi selectez clienții pentru a nu crea o discrepanță. Adică niciodată dacă îmi va veni o doamnă care are o situație financiară foarte bună, se va simți incomod sau prost că, nu știu, e altcineva în salon și poate folosește un anumit limbaj, poate nu este atât de îngrijită, poate... Nu. Și atunci îmi selectez clienții, într-adevăr. Dar cum te asiguri tu că comunicarea și strategia de marketing legate de produsele de frumusețe sunt relevante pentru publicul țintă? Sau ce metode sau analize utilizezi tu pentru a înțelege nevoile și preferințele consumatorilor? Acest lucru nu îl fac eu. Îl fac fetele, interacționând direct cu clienta. Întotdeauna se discută și se vorbește efectiv ce produse folosește, de la ce brand, ce își face acasă, ba chiar primește sfaturi din partea fetelor. Și atunci, eu în timpul ședințelor pe care le țin, pentru că țin și astfel de ședințe cu echipa mea, într-adevăr mai rar, ceea ce intenționez pe viitor este să facem măcar o dată la două săptămâni câte o ședință ca să analizăm un pic mai bine lucrurile, dar primesc destul de multe informații cu privire la feedback-ul clientelor în ceea ce ține de produse. Adică ce folosesc ele mai mult? Spre exemplu, nu știu, folosesc mai mult șamponul decât masca de păr sau le place un anumit ulei de păr de la un anumit brand. Și atunci... Noi știm și cu ce branduri să lucrăm și ce să aducem ca să fie situația ok. Am observat că pui foarte mare accent pe produsele de calitate și asta înseamnă că îți respecti clientele. Da, într-adevăr, noi am luat produse de top,
produse de lux, cât și produse basic. În salonul pe care l-am se găsesc tot felul de produse, cum ți-am menționat, pentru orice buget. Avem produse ieftine, pe care și le poate permite oricine, avem produse într-adevăr mai scumpe, poate creme care ajung și câteva sute de lei. Și cum îți menționasem, într-adevăr, pe partea de cosmetică s-a investit foarte mult. Chiar și creme care au un impact efectiv. Plus că am adus ca și noutate, într-adevăr și distribuitorii au lansat acest lucru, o mască facială cu aur, efectiv cu foițe, care hidratează foarte mult pielea și au un impact wow. Și chiar este aur, efectiv, este aur cosmetic. Pentru doamnele care pentru se răsfață. Pentru doamnele care se răsfață și, într-adevăr. Uite, mai am o întrebare pentru tine. Care sunt, de la cât încep prețurile pentru, nu știu, pentru la cosmetică, să dăm exemplu, pentru un tratament facial? Cel mai ieftin tratament facial la noi este 150 de lei. Sunt perioade în care avem și discounturi și ajunge chiar și 120 de lei. Se pune măscuță de față, se face demachiere, se fac extracții, adică avem absolut tot ce este necesar. Și... iar cel mai scump ajunge într-adevăr undeva la 450-500 de lei. Și dacă ar fi vorba despre un peeling chimic, care am văzut că este din ce în ce mai căutat? La un peeling avem prețul de 300. Am înțeles. Pentru că poate sunt și domnișoare interesate. Sigur că pot veni. Eu întotdeauna întreb înainte de ședința de machiaj dacă au trecut pe la cosmetică sau dacă... Contează foarte mult. Contează foarte mult să ne îngrijim tenul și pentru a evita descoamările. Exact. La fel ca și la epilare. Le dau un sfat acum urmăritorilor noștri că este foarte bine ca înainte de a merge la epilare cu ceară să folosească un scrub. Am înțeles. Deci doar epilare cu ceară se face. Exact. Se face și epilarea definitivă, da. Și, la o ședință, la epilarea cu laser, de câte ședințe va fi nevoie pentru a finaliza în totalitate? Ok. În mod normal sunt între 6 și 8 ședințe. Sunt persoane la care sunt necesare chiar și 10 ședințe, în funcție de pilozitate și în funcție de fototipul pe care îl au aceste persoane. Care ar fi cea mai mare provocare pe care ai întâmpinat-o tu în această meserie? Cea mai mare provocare pe care am întâmpinat-o a fost lipsa de personal la un moment dat, pentru că, într-adevăr, să găsești oameni buni este destul de greu. Chiar dacă îi păstrez pe cei pe care i-am acum buni, într-adevăr, din vari motive, poate la un moment dat chiar mai ai nevoie de surplus, de personal sau chiar pleacă cineva sau se întâmplă chestii inevitabile și atunci este foarte greu, într-adevăr, să găsești în acest domeniu persoane calificate, dar să fie și foarte buni. Că e simplu să găsești începători care termină școli și vor să vină să lucreze într-un salon. Și sunt de acord că experiența ar trebui realizată undeva, dar din păcate noi, ca și saloane, nu ne permitem să facem teste pe clienți. Sigur. Și, din păcate, preferăm să lucrăm cu cei mai buni. Cu profesioniști. Ne poți împărtăși o realizare sau un proiect deosebit pe care l-ai avut în calitate de beauty manager? Sau cum a avut acesta un impact asupra brandului sau publicației? Da, am specificat că a fost acea mutare pe care am realizat-o după doar 8 luni de zile. Spațiul inițial pe care l-am avut nu a fost unul cu un vad foarte ok, foarte deosebit și acum fiind la Boulevard, chiar suntem mulțumiți de ceea ce avem. Și ca suprafață și ca și localizare și faptul că avem parcare pentru cliente, ceea ce în Iași reprezintă una din marile probleme, că mereu când discutam cu clientele, chiar și înainte să facem mutarea, spuneam, ok, dacă ne-am mutat, ce ți-ar plăcea? A, parcare, să fie parcare. Da, da, da. Și da. Pe termen lung, ai o viziune sau un plan pentru dezvoltarea și creșterea companiei
de înfrumusețare. Da, într-adevăr, vrem să realizăm, o să dau din casă puțin, că nu prea aveam de gând să spun asta, dar ok, o să menționez și acest aspect. Ceea ce îmi doresc eu este să ajung efectiv să-mi construiesc o clădire de la zero. Să fac un salon, să fac o clinică medicală și să fac o academie. Adică toate efectiv în unul. N-am văzut așa ceva în Iași până acum să fie clinică combinată cu salon și totodată academie. Am văzut salon cu academie, dar având aparatura care este foarte performantă și efectiv eu dețin în salon aparatură care este corespunzătoare unei clinici și se folosește din punct de vedere medical, chiar și aparatul laser. Nu pot da denumirea, dar știu el... despre ce este okay. Vorba, da. El este și un aparat totodată medical și atunci chiar am cu ce să ies în față și am cu ce să fac acest lucru. Și la asta mă gândesc pe viitor, pentru că, cum ți-am spus, sunt destul de ok la idei și nu am văzut pe nimeni să facă 3 în 1. Sunt convinsă că vei ajunge foarte departe, pentru mulțumesc, că ai o mulțime de idei și obligat le poți pune și în practică. Și o să fii, deci ești o femeie de succes, dar o să fii și mai mare. Mulțumesc, să dea Dumnezeu să fiu. Care a fost cea mai mare provocare pentru tine ca beauty manager? Cea mai mare provocare? Ți-am menționat, atunci când m-am trezit cu surpriza care s-a întâmplat, cred că aceea a fost cea mai mare provocare. Pentru că de obicei eu când am o problemă, eu știu că niciodată o problemă nu vine fără o rezolvare. Și atunci nu prea pun la suflet în momentul în care se întâmplă un anumit lucru. Îmi place să fiu pozitivă, să mă gândesc că chiar dacă există un rău, cu siguranță imediat va veni un bine. Da. Și atunci cea mai mare provocare efectiv a fost situația pe care ți-o menționasem, pentru că eram în acel punct și nu știam cum să reacționez și efectiv nici nu puteam să rezolv situația în vreun fel fiind la distanță. Cum te asiguri tu că informațiile despre produse și tendințele din industria frumuseții sunt transmise corect și într-un mod accesibil publicului țintă? Realizăm foarte multe descrieri la postările noastre, chiar și în salon, în zona de așteptare avem reviste cu fiecare produs în parte pe care îl avem în salon și cu descriere, inclusiv ce conține, pentru ce este, ce cantități există chiar și la revânzare în condițiile în care clientele își doresc să achiziționeze. Avem și partea aceasta de revânzare a produselor în salon. Mai exact, chiar avem cliente care nu neapărat vin și își fac un serviciu, ci mă sună, mă întreabă, ok, știu că acel șampon îl găsesc la tine, hai că vin până la salon să-l iau. Și se întâmplă și astfel de lucruri. Dar cum ai putea gestiona relațiile cu, cu brandurile și furnizorii de produse de înfrumusețare? Cum gestionezi tu relația cu furnizorii pe care i-ai? Ți-am zis că am o legătură specială. Deci eu, de efectiv, ne sunăm la orice oră. Nu există. Eu cu fata de la care cumpăr produsele, avem o legătură specială. Chiar ne sfătuim, chiar ne sunăm. Și dacă e 9-10 seara și eu mi-am terminat programul și am avut foarte multe lucruri de realizat în ziua respectivă și știu că am de dat o comandă, eu îi scriu la ora 10 și ea la ora 10 îmi spune și îmi zice ok, ți-o placez acum, va ajunge într-o zi, în două sau așa mai departe. Ceea ce apreciez, adică la orice oră e acolo, știi? Contează foarte mult. S-a legat și o prietenie, da. Nu doar de colaborare și atât. Exact. Cum contribui tu la dezvoltarea și implementarea strategiilor de marketing și comunicarea pentru produsele de beauty? Vin destul de mult cu idei, pentru că ți-am zis, analizez cam ce se întâmplă în alte locuri și încerc să pun în aplicare și în salonul pe care îl am. Adică mă sfătuiesc cu băieții de la marketing și le spun, uite, eu acolo am văzut că este așa, vreau și eu la fel. Ei își dau o părere dacă funcționează sau nu și așa punem în practică.
care este abordarea ta în ceea ce privește diversitatea și incluziunea în industria frumuseții și cum îți asiguri tu că produsele și mesajele companiei sunt relevante și accesibile pentru toate tipurile de consumatori? Am încercat de-a lungul timpului să facem fel și fel de oferte și faptul că menținem legătura cu clientele noastre ne ajută foarte mult. Ba chiar am avut diverse chestionare, am discutat deja pe parte de marketing să trimitem mesaje automate cu feedback. În momentul în care clienta iese din salon va primi un mesaj automat și totodată ne gândim și la partea aceasta online să oferim diverse vouchere prin mesaje care se pot folosi la noi în salon. E încă o idee pe care o dau colegilor. Dar cum reușești să faci față tu profesiei și familiei? Pentru că ceea ce faci tu îți ocupă foarte mult timp și nu văd cum ai putea să le faci pe ambele. Mi se pare imposibil. Uite, o să-ți spun și de aici câte ceva. Într-adevăr, acesta este pentru mine un subiect sensibil și îți spun și de ce, pentru că eu țin foarte mult la partea aceasta. Eu niciodată, fiind un om simplu, n-am pus foarte mult accent pe bani. Dumnezeu m-a ajutat să-i am. Dar cu toții știm că nu le putem avea pe toate. Sigur. Și atunci, nu știu dacă a fost noroc, dar eu consider că așa a fost viața să fie și a fost momentul în care trebuia să fac aceste lucruri. Nu am avut o relație, nu am avut pe cineva, așa că îmi puteam permite să stau și până la 10-11 seara în salon să lucrez la ceea ce îmi doresc, dar asta nu înseamnă că nu pun accent pe partea de familie. Și cea mai mare realizare pe care ai avut-o tu până acum, care a fost pe lângă cea că ți-ai deschis propria ta afacere și ești la un alt nivel. Ok. Ce realizare mai mare ai avut? O să mă leg tot de viața personală, pentru că nu pun accent. Îmi place să fiu un om de succes și îmi place să am o imagine, dar pe primul loc nu este a fi de succes și a avea bani. Existau momente, îți spun sincer, când aveam bani și îmi permiteam foarte multe lucruri, dar nu eram cu adevărat fericită și aici aș dori ca toată lumea să învețe că banii nu ți-aduc fericirea. Cel mai important lucru și cea mai mare realizare am avut în momentul în care l-am cunoscut pe actualul meu prieten, care avem o relație foarte frumoasă acum, ne-am și mutat împreună la un timp foarte scurt, de când am început să vorbim și acum lucrurile sunt foarte, foarte ok și chiar mă simt împlinită, fiind și de succes și având și pe cineva care mă așteaptă acasă, pentru că este foarte important într-adevăr. Era un gol și simțeai acum că nu îl poți umple cu absolut nimic. Da. Fiind pe plan profesional la un nivel atât de înalt, dar în același timp îți lipsea ceva. Așa este, într-adevăr. Și e destul de dificil să ai. Adică depinde cum gândim și cum suntem construiți ca și oameni. Sunt oameni care pun accent pe partea financiară și ei sunt mulțumiți așa. Sau chiar nu-și doresc. Sau da. Dar depinde. Faima la un moment dat se duce. Și asta este adevărat. Și ne trebuie și pe cineva alături. Așa este. Să știi că mi-a făcut mare plăcere să te cunosc. Și mie de asemenea. Și mă bucur că am cunoscut o persoană ca și tine. Acum că ne apropiem de final, mi-aș dori și dacă îți dorești și tu să transmiți un mesaj domnișoarelor și doamnelor sau dacă ai vreo recomandare pentru cineva care își dorește să urmeze o carieră în domeniul frumuseții, în special pe această poziție de conducere. Ok, într-adevăr. Menționasem că trebuie să aibă cursuri foarte multe la bază, dar cel mai important este să cunoască oamenii. Și nu cred că te așteptai la asta. Ei bine, îmi place să citesc foarte mult cărți de psihologie și să citesc oamenii după gesturile pe care le fac. Am momente când efectiv vorbesc cu un om și îl citesc după cum se uită, ce deget mișcă și așa mai departe, că așa, e foarte important într-adevăr să știi chestia aceasta și totodată să știi că te face interesant, pentru că te întâlnești cu un om, el nu se așteaptă, știi, să fie așa, dar tu efectiv ai analizat tot.
Ca și, adică tu pe mine acum ai citit, exact, ca și cum aș fost o carte de și te-aș fi știut de o viață. Da, pentru că mi-a plăcut să studiez partea aceasta și mi-a plăcut ca să fiu destul de bine informată. Mi-a ajutat, îți spun sincer, să leg relații, atât de colaborare, cât și personale și așa mai departe, pentru că mi-am dat seama ce fel de oameni trebuie să țin pe lângă mine și în casa prietenilor, și în relația pe care mi-am ales-o, am știut ce alegere ar trebui să fac și cu cine mai ales, că îți dai seama că oportunități și variante au fost, dar consider că am ales potrivit. Și asta mi-a ajutat mult și chiar le recomand fetelor sau și băieților care își doresc să profeseze într-un astfel de domeniu să cunoască foarte bine. Îi va ajuta mult în momentul în care se întâlnește cu cineva să încheie o afacere. Trebuie să știi foarte multe și de postură și de gesturi. Și gesturile de obicei te ajută foarte mult să cunoști dacă omul te minte sau nu. Așa cum îți spusesem că mulți încearcă să vândă, dar nu se lege relații care ție îți vor aduce beneficii în businessul pe care îl ai. Ești o persoană deosebită. Mi-a făcut mare plăcere să te cunosc și sper să ne revedem și în alte circumstanțe. Îți mulțumesc încă o dată și iar vouă vă mulțumesc că ați fost alături și astăzi și ne revedem vinerea viitoare de la orele 19. La revedere!